găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune, Transformare. Ne reîntâlnim în ediția de astăzi pentru un subiect numerologic, un subiect care, pe care l-am numit, de fapt, diferențele dintre cifre. Oarecum acest subiect este unul destul de comun pentru oamenii care studiază această știință, numerologia, dar pentru cei care nu studiază, este un argument în plus pentru a calcula anumite lucruri. Diferențele astea dintre cifre se pot vedea în numerologie și în ediția de astăzi. O să vorbesc despre diferențele dintre cifra de vibrație interioară și cifra de vibrație socială. Cifra de vibrație interioară este ziua în care noi ne-am născut. Pentru fiecare dintre noi știm foarte clar că avem aceste cifre de la 1 la 31, câte zile sunt într-o lună, iar cifra de vibrație socială este reprezentată de luna în care noi ne-am născut. Dacă tot e primăvară, e martie, e un început așa de a renaște în natură, m-am gândit să folosesc în această emisiune această zonă de cum ne desfășurăm noi în societate și care ar fi lucrurile minunate prin care noi am putea să ne comportăm mult mai bine din punct de vedere social. În fond, știți bine că la nivel social toți suntem foarte sensibili. Adică în societate e important să fim într-un anumit fel. În societate purtăm măștile noastre sociale pe care le dăruim cu mare drag oamenilor din jurul nostru. Și unii dintre noi am ajuns la o zonă în care suntem foarte abili în această purtare de măști sociale. Alții dintre noi încă ne căznim să conturăm astfel încât toate lucrurile să ne iasă în viață, să conturăm aceste măsuri sociale. Bineînțeles că în diferențele dintre cifre, fiecare are un atu ca să vadă ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se comporte astfel încât să fie din punct de vedere social mult mai bine. Dacă avem și acest ajutor din partea numerologiei, este un lucru minunat pentru că orice s-ar întâmpla, orice ajutor ar veni, pur și simplu lucrurile se vor întâmpla mai bine. Ce înseamnă această diferență între cifre? Fiecare este născut într-o zi și o lună. Diferența de calcul este între ziua de naștere și luna de naștere. Dau un exemplu simplu. O persoană s-a născut pe 13 aprilie, 13 a 4, să zicem. Da? Această diferență între 13 înseamnă 1 și cu 3 egal 4 și luna 4, diferența 4 minus 4 egal 0. Acest om, pur și simplu, care este sub influența lui 0, poate să acționeze social numai atunci când vrea el. Alt exemplu, diferența dintre un om născut în 14 a 4. Ești născut în 14 a 4, deci ai vibrație interioară 5 și vibrație socială 4, deci 5 minus 4 egal cu 1. Asta înseamnă diferențele dintre cifre pe care fiecare dintre voi le puteți calcula și dacă le puteți calcula, mai puteți să aveți plus valoare față de cifra de vibrație interioară sau față de cifra de vibrație socială. Despre cifra de vibrație interioară am tot vorbit în emisiunile mele și sunt convins că voi știți ce e aia și cum se interpretează și cum se calculează, nu este mare lucru. Poate într-o emisiune viitoare o să vorbesc mai pe larg și mai în amănunt despre cifra de vibrație socială, pentru că așa acolo sunt câteva tipologii umane din punct de vedere social și voi care urmăriți această emisiune ați putea să le identificați și să le vedeți. În emisiunea de astăzi o să vorbesc despre aceste cifre și fiecare dintre voi puteți să calculați aceste cifre de la 1, de la 0, scuze, la 9 și în momentul respectiv totul o să fie ok. De fapt,
nouă, ăsta poate să fie, cum să spun, o diferență care nu știu cât de des este întâlnită, pentru că ar fi un om născut pe 10 întâi și atunci am putea să, am dat un exemplu simplu, da? Și atunci am putea să ne iasă 10 minus 1 egal cu 9. Aici, în astfel de lucruri. Dar dacă reducem 10 la ziua de naștere la 1, ne dă 0. Vedeți, eu o să vă dau și interpretarea lui 9 în zona de diferență ca să vă ajute pe voi să vedeți anumite lucruri și ajutându-vă pe voi să vedeți anumite lucruri, o să fie o zonă altfel de calcul. Bun. Una peste alta, ce este cifra de vibrație interioară? Pe scurt, o să spun, cifra de vibrație interioară este modul în care eu am o relație cu mine însumi, modul în care eu am o relație cu persoana mea, cu interiorul meu, pardon, și dominantele mele de caracter și de personalitate reprezintă această cifră de vibrație interioară, pe de o parte, și pe de altă parte poate reprezenta și poate arăta zona psihică mea, modul în care eu, din punct de vedere psihic, mă comport. Cifra de vibrație socială este cifra în care ne arată nouă cum ne comportăm în societate, ce dorește societatea de la noi, care sunt aturile noastre sociale, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le îmbunătățim din punct de vedere social, care ar putea fi interacțiunea dintre noi și societate. Societatea înseamnă și o zonă de familie, pentru că și familia este în societate. Bun. Diferențele se calculează foarte bine. Cifra de vibrație interioară minus cifra de vibrație socială. Și atunci putem găsi aceste diferențe. Cum v-am mai spus și în alte emisiuni, în numerologie, toate cifrele se reduc la una. Și dacă se reduc la 1, la o cifră, atunci calculele sunt foarte simple. Cum v-am dat și mai devreme un exemplu, un om născut pe 14 sau un om născut pe 23 sau 27, da? Se reduce la o singură cifră, 27 înseamnă 12 cu 7 egal 9 și așa mai departe. Cei care s-au născut în luna 10-a este 1 plus 0 este egal cu 1, cei care s-au născut în luna 11-a 1 plus 1 egal 2, cei care s-au născut în luna 12-a 1 plus 2 este egal cu 3, deci găsim cifrele de vibrație socială în aceste calcule. Deci faceți diferența dintre ele și ce înseamnă diferența asta? Înseamnă lucrurile pe care ar trebui noi să le îmbunătățim sau lucruri pe care ar trebui să le folosim în avantajul nostru pentru a interacționa foarte bine cu societatea, pentru a interacționa foarte bine cu oamenii din jurul nostru. Și în această emisiune o să explic pe rând de la 0 la 9, scuze, cam ce ar trebui să se întâmple și cum ar trebui să folosim aceste diferențe dintre cifre. Să începem cu 0, da? Am explicat puțin mai devreme și 0, dar o să vorbim mai pe larg acum. 0 este în numerologie interpretată ca totul sau nimic. Am putea să spunem că dacă este această diferență de 0, pur și simplu omul n-ar trebui să facă nimic și să fie el însuși, așa cum este conform cifrei de vibrație interioară, să fie el însuși și afară, în societate. De-aia, în aceste cazuri, acești oameni ar trebui să dobândească foarte mult cunoașterea de sine, pentru că așa cum ei se știu pe sine, așa vor emana și în societate aceste lucruri. Dacă el iese în societate cu frustrările și problemele lui, așa îl va vedea lumea. Dacă este cu bucurile și echilibrul interior, așa îl va vedea lumea. Asta este noțiunea de totul, pur și simplu. Este noțiunea în care tu știi când îți dă diferența 0, tu știi pur și simplu cum ești tu și ce câteva lucruri despre tine și atunci le folosești în totalitate la nivel social și atunci poți avea totul pentru că societatea se modelează după personalitatea ta și după felul tău de a fi. În cazul în care interpretăm 0 ca nimic, pur și simplu ție îți va fi foarte dificil ca persoană sau ca personalitate, ca fel de a fi, conform cifrei de vibrație interioară, să te adaptezi în societate sau să-ți fie la îndemână socializarea sau această zonă de relaționare socială
în cazul în care zero să aspectați de nimic. Vedeți fiecare dintre voi cum faceți aceste lucruri și văzând cum faceți aceste lucruri, le interpretați cum vreți. Avem cifra 1, da? Deci dacă diferența dintre cifre ne dă 1, atunci avem o zonă foarte interesantă de acțiune. Acest om ar trebui, din punct de vedere social, să fie mai activ, să aibă o anumită verticalitate, să fie mai dinamic, să știe despre el însuși, despre identitatea lui personală și cu această identitate să acționeze social, pentru că oamenii vor acțiune de la el și atunci, dacă acționează conform personalității sale, pur și simplu oamenii îl pot vedea într-o altă lumină. Mai mult decât atât, când diferența este 1, se poate vedea foarte clar modul în care tu ești ca om la nivel social. De ce? Pentru că 1 este și cifra soarelui. Tu vei lumina așa cu personalitatea ta, mai bună, mai puțin bună, în niciun fel, și oamenii te vor vedea oarecum cum vrei tu să te prezinți. Acționând în felul acesta, este și o zonă foarte interesantă de manipulare. De ce? Pentru că tu, dacă vrei să vinzi ceva, e posibil ca oamenii respectivi să cumpere o idee, un produs și așa mai departe. Deci tu trebuie să acționezi, tu trebuie să fii foarte focusat în zona socială și niciodată să nu te lași pe tângeală, în cazul în care calculele dau această cifră 1. În cazul în care tu ai această cifră 1, este clar că dinamica ta este una foarte puternică sau ar trebui să fie una foarte puternică. Și dacă această dinamica ta este foarte puternică, e posibil să reușească tot ceea ce îți propui. Și dacă e posibil să reușească tot ceea ce îți propui, este clar că e bine să acționezi în direcția asta și este clar că este bine să știi ce planuri îți faci și cum să acționezi. Deci să ai un obiectiv, să ai o țintă. Și atunci lucrurile vor fi așa cum îți dorești tu. În cazul în care diferența dintre cifre este 2, deci diferența între cifra de vibrație interioară și cifra de vibrație socială este 2, atunci această persoană trebuie să dezvolte foarte mult capacitățile empatice, să-și dezvolte foarte mult această relaționare cu ceilalți. Bineînțeles că un 2 este o cifră foarte instabilă și atunci acest om trebuie să aibă grijă că s-ar putea să acționeze din punct de vedere social conform acestei diferențe, așa cum sunt stările lui de spirit. Și dacă starea lui de spirit este una într-o zonă de furie, într-o zonă de tristețe, atunci el social va acționa foarte puternic în zona asta și va efectiv va implementa această furie. Ei trebuie să, când sunt cu diferența între cifre 2, ar trebui să dezvolte o capacitate de comunicare foarte puternică, social vorbind. Adică, ok, hai să comunicăm, hai să vedem. Comunicare în sensul nu să vorbească mult, că ai tăcăneală, v-am mai spus și în alte emisiuni. Tăcăneala asta e vorbă multă, conform proverbului acela, vorba multă sărăcia omului. Nu, să comunice. Să comunice înseamnă să primești informația, să ai răbdare, să asculți și apoi să dai punctul tău de vedere într-o lejeritate foarte clară și foarte normală. Și celălalt, dacă e învățat să comunice, și el la rândul lui va primi punctul tău de vedere, îl va integra, analiza și atunci îți va da un răspuns. Deci atât ce frumos se poate vedea această relație a comunicării dintre doi oameni, în care cei doi, unul ascultă, iar celălalt vorbește, după care cel care a vorbit ascultă și celălalt vorbește. Bun, deci această zonă a lui 2, a cifrei 2, de diferențele dintre cifre, este foarte importantă pentru că dezvoltă capacitatea de comunicare și capacitatea empatică a omului care are această diferență. El ar trebui, dacă nu are aceste zone, să le dezvolte. Diferența 3 dintre cifre. Diferența 3 dintre cifre este foarte interesantă pe zona 3, știm că este prima cifră a stabilității, dar această stabilitate poate fi interpretată și în zona de creativitate. Deci, atât cum tu ai nevoie de un plus de creativitate pentru a face față la nivel social conform cifrei tale de vibrație interioară și cifrei tale de vibrație socială.
ai mai parte, ai dorința de a cunoaște mai mult sau ar trebui să înveți mai mult, să cunoști mai mult astfel încât să ai ce crea sau mai mult decât atâta să ai ce comunica la nivel social. În momentul în care tu ești ai această diferență 3, trebuie să te gândești foarte clar că 3 este o cifră a minții, este o cifră a analizei și fiind o cifră a minții și a analizei, este clar că tu trebuie să faci lucrurile într-o anumită sinteză, într-o anumită analiză și trebuie să fii un om foarte cerebral, un om care ai nevoie de această zonă cerebrală pentru a avea o zonă mult mai puternică și mult mai bună la nivel social. Această parte cerebrală, această zonă al 3, creativitatea și zona analitică te face pe tine ca în societate, dacă ai această diferență de cifră, să utilizezi pur și simplu mintea ta, să utilizezi cunoașterea ta și cunoștințele tale pentru a reuși mai bine, pentru a reuși mai frumos la nivel social. Această cifră 3 este foarte interesantă pentru că, pe lângă faptul că este o cifră analitică, pe lângă faptul că este o cifră mentală, pe lângă faptul că este o cifră creativă, mai este și o cifră care generează niște efecte pe termen lung. De ce? Pentru că fiind o cifră mentală, ea oarecum corespunde și de zona gândului și de zona aceasta emanației gândului. Și în momentul în care gândul tău și modul în care tu gândești despre alții, sau vorbim despre societate, despre alții, este foarte posibil ca acele gânduri să se așeze pe pământ și să se propovăduiască, astfel încât să ai tu impresia așa că poți să-i conduci pe alții pentru că tu gândești foarte, foarte mult și foarte bine. E posibil să fie numai o iluzie pentru că de obicei se întorc înapoi lucrurile astea și nu este ok. Deci trebuie să fii foarte atent. În cazul diferenței 4. Vedeți, 4 asta este o cifră a cadrului. Foarte mulți în numerologie vorbesc despre 4 asta și îl interpretează ca o cifră a muncii. Această cifră 4, că muncim. Din analizele mele, pot să vă spun că oamenii care muncesc cel mai mult și care sunt foarte determinați au în matricea psihoenergo-informativă zona al 8 dezvoltată, nu zona al 4. Ăia pot să muncească, dar dacă se pune pata, nu mai muncesc deloc. Dar trecând la diferențele dintre cifre și la interpretarea acestei cifre, pur și simplu, e foarte posibil ca omul, dacă are această diferență, să-și ia mai multe sarcini decât poate duce, să-și dorească oarecare recunoaștere și să facă tot posibilul să arate că el poate să muncească, poate să facă mai mult decât îi se cere pentru un oarecare beneficiu, pe de-o parte, și să demonstreze și să arate oamenilor că uite că eu fac foarte mult, ar trebui să-mi dați afecțiune, să-mi dați recunoaștere sau recunoștință. Oarecum pentru chestia asta ar trebui să o face. Pe de-o parte este bine, pe de-o parte ei trebuie să fie foarte atenți la zona asta de epuizare, ei trebuie să fie foarte atenți în zona asta de a nu cade pradă numai unui lucru și numai al muncii. Să facă ei mult mai multe, să-și mai ocupe și o zonă în care au nevoie de timp liber, o zonă în care au nevoie de această relație cu ei înșiși. Și spun de relație cu ei înșiși, de ce? Pentru că 4, pe lângă faptul că este cifra muncii, 4 este și cifra construcției sau reconstrucției. Eu am mai spus și în alte emisiuni, fiecare om are nevoie să se construiască, să se reconstruiască, să se adapteze, să aducă ceva nou în viața lui. Altfel el va sta într-o zonă de plafonare și într-o zonă a vieții de copy-paste, cum spun eu. Această zonă de copy-paste nu este bună pentru că atrage rutina, plafonarea, plictiseala și la un moment dat și stările de nervozitate, pentru că orice om ținut într-o cușcă are o problemă cu sănătatea sau cu nervozitatea. Și fiind o cifră a reconstrucției, iată că cei care au diferența dintre cifre 4 pot tot timpul să aducă ceva nou în viața lor.
prin această cifră pot să se reconstruiască, să fie altfel. Și toată lumea să, în loc să-l vadă ca un mare muncitor, să-l vadă ca un mare creator. Un om care tot timpul aduce ceva nou, un inovator. Și atunci lucrurile stau altfel. Pentru că în loc să-ți stai într-o pătrățică și să muncești într-o viață copy-paste, pur și simplu poți să fii un inovator. Și oamenii să te îmbrățișeze pentru treaba aceasta, pentru că tu ai inovat ceva, pentru că tu ai făcut ceva, pentru că tu ești altfel decât alții sau aduci plus valoare din punct de vedere social și personal altor oameni. Asta ar fi la diferența dintre cifre 4. Diferența 5. 5 este o cifră a libertății, în primul rând, în acest calcul. 5 este o cifră a intuiției, a stimei de sine, v-am mai spus. Oamenii care au diferența 5 sunt oameni care pur și simplu în acțiunile lor sociale este posibil să poată să-și crească stima de sine în feedback-ul, din feedback-ul social, pe de-o parte. Pe de altă parte, oamenii care au diferența de această diferență 5 au posibilitatea să își crească stima de sine, cum am mai spus, dar și să își dezvolte creativitatea și șansa. Acești oameni, pur și simplu, care au această diferență 5, pot fi loviți la nivel social în stima lor de sine. Sunt oameni care trebuie să comportă așa ca un joker, așa, adică tot timpul să jongleze cu situațiile de viață. Este ideal dacă ai putea să jonglezi cu situațiile de viață, pentru că atunci aceste situații de viață îți vor aduce o plus valoare, îți vor aduce foarte multe lucruri care să te facă pe tine să te simți un om liber. Vedeți, cifra 5 este o cifră care nu suportă încorsetare. În cazul în care oamenii care au această cifră 5 în diferență de cifră sau în alte cifre și trăiesc o viață copy-paste, trăiesc o viață plafonată sau o viață așa, clar stima lor de sine este scăzută pe de-o parte. Sau pe de altă parte, zona de încredere în ei și de traumă în zona 9-14 ani este una foarte puternică. Având această diferență 5 dintre cele două cifre, putem să câștigăm și din punct de vedere financiar și din punct de vedere material foarte mulți bani în cazul în care facem ceva altfel decât alții, pe de-o parte, și pe de altă parte în cazul în care acționăm cu încredere. Vedeți, cifra 5 este o cifră de foc. Această cifră este una foarte dinamică, dar v-am mai explicat eu în alte emisiuni că este un foc care pur și simplu poate să țâșnească, să fie foarte puternic și la un moment dat să stingă. Acest foc al cifrei 5 pur și simplu se stinge în cazul în care cei doi nu au, în cazul în care persoana nu are încredere în ea. E important ca această cifră la în zona de diferență să fie, pentru că pur și simplu dinamica oamenilor este una foarte mare și dacă acționează conform acestei cifre, este foarte, foarte posibil ca orice ați întreprinde să vă iasă. Orice ați face să fie totul foarte bine și să iasă orice lucru v-ați propus sau orice lucru vă doriți să îl proiectați. Este o diferență fantastică. Bineînțeles că acum, trecând peste aceste lucruri, aici ce vă explic eu este o chestie simplă. În momentul în care vreți să analizați foarte multe lucruri, în momentul în care vreți să faceți lucrurile astfel încât să intrați în detaliu, va trebui să analizați și particularitățile cifrei de vibrație interioară și va trebui să analizați și particularitățile cifrei de vibrație socială. Pentru că sunt trei noțiuni și acest triunghi, vibrație interioară, vibrație socială și diferență dintre cifre, este un triunghi care stabilizează relația cu sinele și stabilizează relația cu societatea. Cu orice trei este prima formă de stabilitate. Deci această diferență poate să vă ajute pe voi
să conturați anumite idei pe vibrație interioară, să conturați anumite idei pe vibrație socială. Și atât cum găsim prin diferența asta o anumită formă de stabilitate. De-aia spun că dacă sunteți interesați și numai așa să sunteți interesați să calculați mai în amănunt, trebuie să țineți cont de această trinitate, vibrație interioară, vibrație socială și această diferență a cifrei. Dacă nu, luați-le așa de la emisiune și vedeți cum și în ce fel se adaptează vieții voastre. După un scurt moment de pauză, o să revenim și cu celelalte cifre și cu detalii despre aceste diferențe. Revenim. Am revenit după pauză și rămăsesem la cifra 6. Vorbeam despre diferențele dintre cifre. Diferențele dintre cifra de vibrație interioară și cifra de vibrație socială. Asta vorbeam. Mai sunt și alte cifre, dar în emisiunea de astăzi am ales acest subiect. Și am rămas la cifra 6. Cifra 6 este pe zona aceasta de diferențe. Este o cifră a echilibrului și a prosperității. În cazul în care persoana care are această diferență de cifră își dorește echilibru în viață, își dorește prosperitate, își dorește bunăstare, trebuie să acționeze în sensul acesta social. Adică, dacă el se simte bine, se simte o persoană în echilibru și are diferența asta între cifre, el are toate șansele să aducă echilibru social, prosperitatea și bunăstarea. 6 este o cifră de apă. Apa știm foarte bine că ea în forma fiecărui recipient. Și în momentul în care tu ai această diferență că de cifră 6, care înseamnă bunăstare, care înseamnă prosperitate, care înseamnă echilibru, este clar că tu, dacă ești un recipient mai puțin bun, un recipient în zona de negativ, un recipient în zona de nervozitate sau cine știe ce recipient, această diferență 6 ia forma acestui lucru. Și atunci, în loc să te duci în viață și să acționezi social în armonie, acționezi în disarmonie. În momentul în care îți dorești prosperitate și acționezi în sensul acesta, pur și simplu și tu ești un om care ești negativ și gândești că nu ai nicio șansă să fii prosper sau ca să fii prosper vorba unora, toți hoții sunt prosperi, deci ai mentalitatea asta limitată, atunci e foarte posibil să nu îți iasă asta. Vedeți, revin la acest 6, care este o cifră a echilibrului și care poate să aducă lucruri minunate în viața unui om. Mai ales dacă ai diferența între cifre 6, dacă ești născut în luna 6, dacă ai o cifră de vibrație interioară 6, dacă ai un destin 6, mă rog, 6 ăsta este o cifră foarte interesantă, dar are și foarte multe responsabilități. Și atunci, gândiți-vă la oamenii care resping tot. La oamenii aia, că spun așa, toate sunt prostii. Sau gândiți-vă la oamenii care pur și simplu se ceartă cu televizor. Sau oamenii care pur și simplu au ceva de comentat întotdeauna, dar niciodată nu fac nimic pentru ei, au de comentat ceva pentru alții. Asta e o stare foarte puternică de disarmonie. Și în momentul în care tu ești funcționezi sau cineva apropiat vă funcționează într-un domeniu, într-un fel ca acesta, 6 vine să aspectează într-o zonă agravantă, adică îți dă foarte puternic tot ceea ce tu ești, dacă ai această diferență, bineînțeles, dintre cifre. Și aduce posibil dintr-un om foarte nervos, dintr-un om foarte nemulțumit, să fie și mai nemulțumit. Dar una peste alta, 6, gândiți-vă că este o cifră a prosperității și a bunăstării. Deci dacă cumva ești o persoană care are această diferență, gândește foarte clar că ai toate șansele să aduci prosperitatea și bunăstarea în viața ta. Ai toate șansele să faci lucrul ăsta și să-ți iasă bine. Dar toate depind de tine. De tine adică de cine? De tine. De cifra ta de vibrație interioară
de modul în care o gestionezi, pe de o parte. Pe de altă parte, depinde de echilibrul tău interior, de modul în care tu ești bine cu tine însuți. În cazul în care tu ești bine cu tine însuți, ai toate șansele, având această diferență, 6, să aduci bunăstarea și prosperitatea în viața ta, ai toate șansele să aduci echilibru, ai toate șansele ca familia ta să fie foarte bine, să menții o atmosferă în familie foarte bună și ai toate șansele ca toate să-ți meargă bine. Dar nu uitați că efectiv 6 este o cifră de apă și este o cifră care ia forma recipientului. Dacă voi nu sunteți bine, nici această cifră nu o să fie bine. Adică modul în care voi vă aspectați social. Pe de-o parte. Dacă ai diferența dintre cifre 7. Această diferență 7, cum am mai spus, este cifra înțelepciunii. 7. Nu e neapărat nevoie să fim mari înțelepți. V-am mai spus eu, fiecare om are o formă de înțelepciune. Că a învățat să se închide la șireturi și aia e o formă de înțelepciune. Că pur și simplu a învățat și acum se închide cel mai frumos la șireturi, să spunem. Bine, am dat un exemplu simplu. Dacă ai citit 10.000 de cărți și ai aplicat tot ce ai citit în alea 10.000 de cărți și în viața ta este în așa fel încât, conform acelor 10.000 de cărți, s-a schimbat totul, ai o formă de înțelepciune. Dar luați așa ca 7 în zona aceasta de diferențe de cifre, că ai capacitatea să găsești sau să cucerești, să spun așa, înțelepciune. A fi înțelept e mai rar în ziua de astăzi, nu știu, eu am găsit foarte puțini înțelepți. Dar și de-aia vreau să analizez această cifră, nu din zona înțelepciunii, astfel încât să prindem avioane, să ne dăm maestri și înțelepți și alte chestii. Hai să luăm la nivelul de uzual, adică la nivelul de social, la nivelul de șansă sau de a nu mai repeta greșelile din trecut. Și asta e o formă de înțelepciune, nu să nu repeți greșelile din trecut. Dar este foarte interesant acest lucru, pentru că dacă ai diferența 7, iarăși evenimentele tale sociale sau comportamentul tău social îți poate genera o anumită repetativitate în acțiunile tale, adică să faci mereu același lucru și să ai același rezultat. Și mai devreme sau mai târziu o să-ți dai seama, dar dacă nu îți dai seama, efectiv vei face tot timpul același lucru. Dacă ai această diferență între cifre și tot timpul ți se repetă aceleași lucruri în viață și aceleași rezultate la acțiunile tale, este clar că atunci tu trebuie să te gândești că ai făcut ceva greșit. Și dacă ai făcut ceva greșit, să dai la o parte chestia asta. Să nu mai faci acel lucru. Iată cum înveți din anumite greșeli, să le spunem, sau anumite acțiuni, sociale, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ai cifra aceasta, poți să fii un om care să ai șansă în viață. Ai noroc, ai șansă, îți merg toate, ți-ești toate, te bucuri și tu așa. Dacă îl interpretezi pe 7 ca o cifră a șansei, gândiți-vă așa, că 7 ca o cifră a șansei este întotdeauna cu preț. Adică, niciodată nu o să ai șansă la 7 fără să plătești ceva. Dacă se pare că mai sunt oameni care au o matrice, mulți de 7 și aia sunt plini de șanse, le merge într-un fel foarte bine. Le merge bine până la un punct. După aceea vine nota de plată. Și nota de plată vine pe ciclu evolutive. Ori, după, în general, după 49 de ani. La unii vine și mai devreme. Dar hai să zicem că după 49 de ani, când se închid 7 cicluri evolutive de 7 ani, tu dacă ai această diferență dintre cifre 7, gândește-te că dacă ai șansă în viață, va veni mai devreme, mai târziu și nota de plată. Pentru că 7 este o cifră a înțelepciunii și este o cifră divină. Este o cifră care depășește nivelul acesta al lumii. Da?
cifra perfectă, o spunea Pitagora, este 6, pentru că 1 plus 2 plus 3 egal cu 6 și 1 ori 2 ori 3 egal tot cu 6, pe de-o parte. Pe de altă parte, lumea funcționează conform acestei cifre. Echilibru, familia țin de zona lui 6 și tot ceea ce este în această lume poate să vibreze cu 6. Deja atunci când ai avut cunoașterea lumii, trebuie să te ridici mai sus, trebuie să te ridici la 7. Adică să vezi deasupra, de deasupra lucrurile și văzându-le de deasupra să ai o altă imagine mult mai bună și mult mai frumoasă. E ok așa. Dacă ai această imagine. Dar, dacă ai diferența 7, trebuie să știi foarte clar că toată șansa ta în viață, mai devreme sau mai târziu, conform unui algoritm al 7, va veni nota de plată. Ca să nu vină nota de plată, pur și simplu fă tu ceva. Dacă tot ai noroc în viață și ăștia în general care au șansă și au mulți de 7 în numerogramă și tot au noroc sau tot le merge așa de bine, să învețe să plătească 10-oiala, să dea măcar 10% din ce au. Și tu care ai diferența de 7, învață să dai întotdeauna când îți iese ceva sau din șansa ta să împărtășești celorlalți care sunt mai puțin norocos, să spunem. Pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă nu o faci, nu e nici o mică problemă, pentru că sunt unii oameni care nu pot să facă chestia asta. Nu e nicio problemă asta, dar pregătește-te ca după 49, v-am spus, să înceapă problemele. Problemele lui 7 sunt pe, în primul și în primul rând pe zona de sănătate și în al doilea rând pe zona de însingurare. Adică pur și simplu o să rămâi singur. Nicio problemă asta, oricum eu vorbeam de diferențele dintre cifre, vorbeam de diferența lui 7. Aici tu poți să fii mai păzit așa dacă ai numai diferența asta. Dar în general cei cu abundență de 7, că tot să crede ei mari deștepți și mistici și mamă ce cum sunt ei, dar au potențialul ăsta, asta nu înseamnă că sunt așa. Foarte puțini oameni care au o abundență de 7 în matrice am întâlnit care chiar să facă ceva la nivel înalt, ceva la un nivel spiritual, subtil. Nu. Foarte puțin. Restul, mulți dintre ei sunt disperați după bani sau au luat o razna, au nevoie de medicație. Dar nu intrăm în aceste detalii, pe de-o parte. Însă revenim la cifra 8, la diferențele dintre cifre, da? Și urmează cifra 8. O cifră foarte interesantă. 8 este o cifră a puterii. Puterea este un apanaj al omului care îl face pe acesta să, în multe cazuri, să nu mai gândească. Vedeți, se spune că ai putere după ce ai o formă de înțelepciune, pentru că după 7 urmează 8. Și așa este. Dar în momentul în care puterea depășește rațiunea, lucrurile nu mai sunt chiar atât de bune. Deci tu trebuie să te gândești foarte clar că dacă ai diferența între cifre 8, între vibrație interioară și vibrație socială, ai foarte mari șanse să dobândești o formă de putere socială. Din orice domeniu, că este artistic, că este financiar, că este antreprenorial, habar n-am. Să ai funcție mare la multinațională, nu știu, fiecare ce-și dorește. Dar ai foarte mari șanse să dobândești această formă de putere și această dinamică socială, pentru că 8 este și o cifră socială, să fie întotdeauna de bun augur pentru tine. Oamenii să te placă, oamenii să-ți aducă ofrande, chiar în unele cazuri, oamenii să socializeze foarte bine cu tine, să te recunoască ca om puternic, ca lider, ca ce vrei tu să te recunoască. Dar este foarte interesant, având această cifră, pentru că tu mai ai o calitate, și anume poți să faci la nivel social ceva astfel încât să ai puterea iubirii. Adică oamenii să te iubească pentru că pur și simplu ești într-un anumit fel. Ești puternic, dar prin vibrația ta emoțională, sufletească. Poți să faci și asta. Asta e mai sus de anumite lucruri materiale sau anumite lucruri care sunt în relație cu această zonă a puterii. 8
este și puterea iubirii. Mai mult decât atât, gândiți-vă la 8 ca o cifră socială. Adică dacă ai această diferență, tu trebuie neapărat să te duci afară în societate, trebuie neapărat să te duci să faci ceva la nivel social, să faci ceva la nivel de grupuri mari de oameni. Că dacă faci chestia asta, iarăși lucrurile vor fi ok. Nu sta singur în casă, nu sta izolat. Este mai puțin bine să stai izolat dacă ai această diferență dintre cifre. Este bine să ieși afară. Este bine să faci ceva creativ. Este bine să faci ceva care să aducă prosperitatea. Vedeți, pe lângă 6 și 8 este o cifră a muncii, a banului. Dar și a șansei, că sunt mulți care, de exemplu, au această dominantă al 8 în matrice și șansa lor este să primească bani, să primească moșteniri, au această veleitate să primească aceste lucruri. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă tu ai această diferență dintre cifre, pur și simplu trebuie să ai grijă că orice formă de putere pe care o vei dobândi la nivel social te poate corupe. Această cifră 8 este și o cifră care ține de aspectarea socială în cazul în care tu faci mai puțin bine, se pot întâmpla lucruri foarte urâte cu tine. Pentru că este o cifră a justițiarului și a justiției și trebuie să ai grijă cu zona asta. Dacă ai prea multă putere sau ți-o iei prea tare în cap, justiția își va face apariție. Cifra, diferența dintre cifre, 9. Această diferență este una, v-am mai spus, în cazul în care vă calculați 10 ani tăia, să zicem, și vreți să mai vedeți ceva în plus. Că 10 minus 1 fac ce 9. Dacă nu reduceți la o singură cifră, și bineînțeles că o să vă dea dacă nu reduceți anumite zone în care vă iese și 9. 9 este o cifră a transformării. 9 este o cifră foarte dinamică. Este o cifră care nu stă pe loc. Această cifră care nu stă pe loc ne influențează pe toți. Vedeți, cifra 9 influențează pe toată lumea. De ce? Pentru că ea face parte din ciclul evolutiv de 9 ani. Făcând parte din ciclul evolutiv de 9 ani, toți oamenii evoluează de 9 ani. Asta înseamnă că ea ne afectează pe toți. Ne afectează și pe cei care avem 9 foarte mult în matricea numerologică, ne afectează și pe cei care avem 9 mai puțin în matrice, ne afectează pe toți, pentru că aceste cicluri evolutive de 9 ani, toți le avem și toți le dezvoltăm. Ceea ce este foarte interesant este că, aspectându-ne pe toți, toți avem un anumit nivel de transformare în viața noastră și se întâmplă. Dacă calculați cicluri evolutive de 9 ani, o să vedeți că la cifrele alea în care ciclurile se intersectează, s-a întâmplat câte ceva în viața voastră. Dacă nu s-a întâmplat nimic, înseamnă că n-ați fost voi atenți sau poate e posibil să trăiți într-o viață copy-paste, așa. Dar dacă s-a întâmplat, e bine să învățați din lucrurile astea. Cei care au diferența 9 sau care în calcule am putea să iasă 9, pur și simplu trebuie tot timpul să se înnoiască. Ce înseamnă să înnoiască? Înseamnă că dacă ar face tot timpul ceva creativ, ceva nou, ar fi magic. Ăștia sunt buni să meargă cu rulota prin lume. Adică ne luăm rulotă, ne luăm tot ce trebuie, nu vindem casa, masa, ne dăm demisia de la firmă sau vindem ce mai avem noi și mergem cu rulota prin lume și facem ce ne place. Din ce trăim? Păi trăim din ce vindem. Nu știu, facem mărțișoare, facem, desenăm ceva, modelăm ceva și ne ducem și vindem 700.000 de lucruri să mâncăm ceva sau să ne băgăm benzină. Dar în fiecare zi, în alt loc. Asta este, dacă ai diferența asta dintre cifre, pur și simplu, la nivelul ăsta,
nouă se aspectează foarte mișto de înnoire tot timpul. Adică nimic nu mai e ca înainte. E bine să ai așa asta, pentru că nouă, fiind o cifră foarte dinamică și transformaționalistă, te duce într-o zonă de genul acesta și ducându-te într-o zonă de genul acesta e chiar mișto. Pentru că nu trăiești o viață copy-paste. Asta e mișto. În cazul în care trăiești o viață copy-paste și ai această diferență între cifre, nu e nicio problemă asta. De ce nu e nicio problemă? Pentru că oricum nu o să vă aspecta, ai doar impresia că viața ta este copy-paste, ea nu este copy-paste, ea te duce din zi în zi mai rău, din rău în mai rău. Adică să nu-ți faci griji. Pentru că 9 nu este o cifră care stă pe loc, este o cifră dinamică și întotdeauna va face tot posibilul să te transforme. Că tu alegi să te transformi din zi în zi în mai rău, din mai rău în mai rău, asta e problema ta, faci cum vrei. Dar este foarte interesant că ea nu o să stea niciodată pe loc, această cifră 9. Ea va avea o dinamică fantastic de puternică și te va transforma așa cum îți dorești. Dorești să te transformi într-un sens al aventurii, să mergi, să faci sau să dezvolți? Foarte bine. Dorești să te transformi într-un sens al plafonării, al apatiei? Foarte bine. Dă-i drumul la treabă că o să-ți iasă și asta. Deci, efectiv, în mare, asta au fost diferențele dintre cifre, asta au fost în linii mari tot ce am putea să facem noi sau ce s-ar putea întâmpla vis-a-vis de aceste diferențe. V-am mai spus puțin mai devreme că există un triunghi al stabilității cu cifra de vibrație interioară, cifra de vibrație socială și diferența între cele două. Aici se pot face multe calcule numerologice pe diferențe, pe sumă, pe toate astea, pe înmulțire, să ne mulțim data de naștere și să vedem ce ne iese, ce cifre se interpretează. Bine, aici ai la un nivel, dar cei care vor să studieze la un nivel subtil, la un nivel în care tu vrei să cunoști mai multe. Dar așa, la un nivel de deasupra, e bine să cunoaște și aceste cifre, dar ceea ce este foarte bine este să știți cum este cifra voastră de vibrație interioară și cum este cifra de vibrație socială. Ele sunt foarte importante. În multe cazuri și multe emisiuni și de ale mele și prin alții oameni, alții numerologi care i-ați mai citit pe internet sau i-ați mai văzut pe la televizor, pun foarte mare bază pe cifra destin și așa este. Și noi am vorbit despre chestia asta. Dar trebuie să înțelegeți o anumită zonă care este importantă. Cifra destinului este destinația la care tu trebuie să ajungi. Iar acolo vei ajunge numai dacă știi ceva despre tine și dacă știi despre modul tău de acționa la nivel social. Pentru că nu poți să-ți împlinești destinul stând între patru pereți și certându-te cu televizorul. N-ai cum. Dar poți efectiv să-ți împlinești destinul dacă acționezi într-un anumit fel. De-aia și societatea aia, și faptul că noi trăim în felul acesta ne ajută foarte mult. Foarte mult ne ajută societatea, indiferent cum e. Ea nici nu trebuie să ne gândim că e bună sau că e rea. Asta e o chestie de nuanță. Dar ne ajută societatea să mergem pe drumul destinului nostru și să ajungem la destinație. De-aia v-am spus, este foarte important să știu despre mine, adică cifra de vibrație interioară, modul în care eu am aceste veleități în mine. Și este important să știu și despre cifra de vibrație socială, pentru că acolo mi se dă feedback-ul dacă e bine sau nu e bine. De-abia în momentul dobândirii acestei cunoașteri, de-abia în momentul dobândirii acestei zone, vibrație interioară și vibrație socială, de-abia în momentul acesta tu poți să începi să mergi pe drumul destinului tău și poți să ajungi la destinație. Până atunci, degeaba ai tu cifră de destin 9 sau 7 și te consideri marele iluminat, că s-ar putea să n-ai nicio treabă dacă nu știi nimic despre tine, să fie numai o proiecție a minții tale. Sau că așa, degeaba ai tu destin 4 din 2 și 2 și te consideri maestru dacă tu nici măcar arta comunicării nu ai în tine, că asta e basic-ul maestrului 22-4, să ai arta comunicării.
Nu ai arta asta a comunicării, ce să mai vorbesc de creație, reconstrucție, de a lăsa ceva în urma ta secole de-a rândul să vorbească de tine. Când tu nu ai nici arta comunicării, dar ești maestru. Dacă ai tot așa destinul 6 din 3 și 3, iar te consider marele învățat, dar e posibil de tu să nu poți să explici didactic ce ai învățat sau ce știi, pentru că în momentul ăla începi să fii într-un fel. Dacă ai destin 6 din 3 și 3, în momentul în care chiar știi să explici prin arta conversației ceea ce ai învățat. Deci mai e până acolo, așa, nu vă mai îmbătați cu apă rece, pur și simplu gândiți-vă la faptul că vibrația interioară și vibrația socială vă ajută foarte mult în viața voastră și dacă știți multe lucruri despre chestia asta, despre aceste lucruri, despre cifrele astea, puteți să mergeți înainte. Să ne uităm la noi, să ne uităm la modul în care ne comportăm social, să vedem ce avem de adus ca plus valoare, să vedem ce avem de renunțat, să ne aducem aminte unde am greșit și unde nu, și atunci drumul către lucrurile minunate și către destinația noastră o să fie unul minunat și o să fie unul fantastic de bun. Până atunci, ce să vă zic? Ca de obicei, când se închide emisiunea capitolul 79, vă urez să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu 2 secunde. Ne revedem. Toate cele bune.